Am dat deșteptarea dimineață în aceeași ordine. M-am dus direct la Andreea. Cum am bătut, mi s-a deschis ușa. Mamă, uitați-vă omul ăsta! E deja soldat, iată-l! Păi da, sunt aici fresh. Repede la micul dejun. George, parcă era Che Guevara. Îmbrăcat, militar, bă, zic, ce-i cu tine? Ne-am marine la ordine dumitare. Ne place să fim pregătiți, adică nu să mai ia nemărim din pat, după care trebuie să fiu repede jos în 15 minute, gen, și nu-mi place să mă grăbesc, nu îmi place să fac lucrurile în grabă. Nu, 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 zi și domnișoare să-și ia, da? Hai. Andreea era la make-up. Am bătut la Nicolae sufletul. De unde? Mara Mureșanu? Nu e, el e la treabă, sigur. Da, azi dimineața m-am trezit mai dimineața, oară să zic așa, și am venit să fac micul dejun. Așa, vedete, să tot ai. Și ce vreau să fac eu? Pentru copii, aș vrea să dați niște boluri, vreau să pun ou, să scot într-o folie de aluminiu, de plastic, și să-l fierbe, dar să pun niște șuncă în el, ceva, să fie colorat. M-am dus la Vica, Vica mai greu s-a trezit, azi deja obosit, după care am ajuns la băiatul meu. M-am gândit acum cum să-i dai o deșteptare lui. Fiecare dimineață la băiatul meu nu poți să vii cu mâna goală. Trebuie să-i dai 1.000 de euro ca să poată munci. Măcar să aibă energia care a avut-o ieri. Am bătut, imediat a ieșit. Bună dimineața! Încă 1.000 de euro pentru ziua de astăzi, că ieri a fost frumos. Iar la tăticuță aici. Azi dimineață, când m-a trezit el tot cu 500 de euro, tot cu 500 de euro. I-a mai dat-o 500 de euro și a zis, tu-i care treabă. Mai lasă-mă o oră. Nu, stai, nu. Eu am pus piciorul în ușă și a zis, eu te rog frumos să iei banii. Lasă-i pe ăștia care ai avut de ieri, mai iau 1.000 de acum și te aștept la micul dejun și fii atent. Ne plimbăm astăzi toată ziua, deci să nu fii cu fața asta posomorută, că dragii te-am luat, ai înțeles? Nu știu ce am zis. Ceva numai să se ducă în liniște. Călar, tata. Hai la micul dejun, mă duc să pregătesc să mănânce. O ciorbică? Ciorbică de ce? De burtă? De ce vrea băiatul meu? Ciorbă la oră și ceva așa. Oră. Du-te, te spală și hai că sparg ușa dacă nu. Fii atent. Am stat în pat un pic, foarte repede trece timpul. Adică m-am pus în pat și am făcut 8.20. Bă, dă-te, nu se poate. Te ajut? Dacă vrei, cu mare drag. Cum să nu? Am ajuns la restaurant, Nicolae deja era acolo, pentru că trebuia să pregătim micul dejun. Deci acolo se sparge ouă, și se pune puțin de și puțin pătrunjel. Am încercat să fac ceva altfel pentru copii. Într-o folie de plastic am pus ou, am pus niște șuncă, un pic de pătrunjel, l-am legat frumos și l-am fiert. Ce dracu faci, măi nebun? Ce faci, mă, mă joc pentru copii. Ce? La copii, o fier, dar nu fie așa simplu, pun cu șuncă direct în el. Nu se lasă el până nu trebuie să facă ceva bun pentru copii ăștia. Fii atent aici. Da. În 10 minute sunt la masă. Foarte bine, cine vrea? Fiind tata doi copii, încerc tot timpul să fac un pic mai altceva decât un lucru simplu sau un lucru ordinar, să zic așa. Imediat cum am ajuns în bucătărie. Hai. Andreea, hai aici, hai să stăm să punem. Nea Marin nu m-a luat așa rău cum așteptam. M-a rugat să așez pe farfurii șunca, untul, roșiile. Am pus 40 de farfuriuțe pe o masă și am început. Ia, treci pe partea asta sau pe partea și pune din asta. Hai, mai am vezi că dacă le pui respirate, nu așa, e așa, vreau să le așezi tu. Și am făcut chestia asta împreună, adică îmi place de Neamarin că se implică. Nu este genul care stă doar cu biciu și pur și simplu faceți voi sclavilor și eu nu fac. Adică el chiar face cot la cot cu tine. Ei ce fac acolo? Păi ei fac minune acum, Nicolae face experiențe. Păi Neamarinos, că arată fel de bazagonii fac eu. Eu îl iubesc, dar îl dau dracu imediat acum, că mă enervez, alea trei am făcute până acum. Mă uit la mea soție, că e bucătăreasă șef acolo. 6, gata, Andreea, vină cu aici. Ce mai pun? Un drac. Hai să terminăm astea acum. Ce mai pun? Și uite așa, repede de tot, în 10 minute am pus toate aceste farfurii. Nicolae, te rog eu frumos, lasă fițele astea. Neamărină, tot e ok, tot e ok și din data pune presiunea. Hai, gata, plecăm, întârziem, Nicolae. Îmi dai toată ziua pe secap, iar întârzi. Gata? Acum le curăț, să le iau. Da? Da. A venit și Nicolae cu ouăle. Uite, ești frumos e? Da. Să rămân brava, draga mea. Mi-a plăcut foarte mult în bucătărie pentru că Nicolae a venit cu o rețetă foarte ușoară și foarte drăguță, mi s-a părut. Hai, Andreea, da. Vin la mine, unde te duci? Mai puneți două aici și pleacă Andreea, pe te duci și pui la o masă, la care vrei. Iau și una, vin după tine.
Asta cu dusul tavei, mie mi-e frică să nu mă împiedic. Eu sunt mai împiedicat așa, adică merg și cu picioarele așa. Stai aici! Stai aici! Asta vrei, să trezesc pe tavă. Da, păi nu vreau eu să car. Andreea, nu te juca cu mine, faci ce spun. Păi mi le duce soțul. No, soțul face altceva. Soțul, uite să ia, lasă de la o parte, soțul. Pune alea acolo și apoi le organiza, unul în dreapta, unul în stânga. Andreea, acolo ia, fugi. Dar de ce trebuie să duc eu tău? Așa trebuie să faci tu azi! Mânze, uite așa! Hai! Auzi de ce trebuie! Dă-te aia! Când am văzut tava cu șase farfurii și cu zăuri scările, eu cu bocanci în picioare, că ne-a zis în prealabil, îmbrăcați-vă grot, luați-vă bocanci, luați-vă aia, luați-vă aia. Dar ce intenționat! Ca să le scăp. O dau un bengaz. Să termine. Ha, mă cinstești? Eu mă cinstești foarte mult. Ți-am zis că o să am o viață foarte ușoară de acum. Că acum ai motivație când mergi acasă și nu faci, spui: "A, la Neamărin la emisiune făceai." Neamărin este mai rău în ghilimele decât o mamă soacră. Am pus-o să care 40 de farfurii. Nu m-am răstocolit, am avut noroc. Și până la urmă totul a decurs foarte bine, dar mi-a fost foarte frică. Nicolae! S-a aici! Stoarcem astea, punem în carafe și punem la mese. Am educut-o. Da? Hai! Trebuia să facem noi cu mâna. Problema e că aparatele astea, cine le-a cumpărat? Bună dimineața! Hai, luați loc! Ați dormit bine? E greu, ha? E greu? Da, adică nici acasă nu fac chestia asta. Face. Face el. Îmi se pare greu. Neața. Hai de cață, ce de dimineață noi așa a fost înțelegerea, că Nicolae cu George o să facă micul dejun și eu cu Andrei o să facem într-o altă zi și de aceea am venit mai târziu. Cum? Nu, nu, stai că tai eu. Bine. Am început toți cu mâna și am făcut freșele portocale. Cât de repede am putut ca să aibă și mâncarea și băutura în același timp. Și eu cu cânile am început să servesc copiii. Mai vrei? Imediat. Stai așa. Bună dimineața! Ce faceți voi? Ce faceți voi? Copiii din grupul meu, când mă văd... Doamna! Doamna, să vă dumneavoastră! Da? Cum ați dormit? Doamna, adică sunt foarte exuberanță așa și jovial și mă umplu și eu cu energie de la ei. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Ați pupat, gata? Au mâncat, am stat cu ei la masă, am mâncat și noi, am vorbit, am întrebat cum s-au simțit, dacă au dormit bine, dacă n-au dormit bine, dacă le-au fost frig, toți erau foarte fericiți. Am apărut că au oprit floricică la micul dejun. La micul dejun? Da. Ce cu oaia asta e? Ai noapte? Am dacă n-am ce să fac. Că nu știu ce oaie, că nu știu. E o idee că asta e fashion. Ei n-au idee cine mă îmbracă pe mine la această emisiune. Un super mare, super îmbrăcătos de ăsta. Neața. M-am pus repede să fac pop-pop-pop, să văd copiii care cine, care cum a mâncat. Am întins farfurile spiritual, după care am coborât să mănânc și eu o omletă ca tot omul, că trebuie să am energie ca să stau, că nu știu dacă știți. Neamărin este un vampir. Eu având energie foarte multă și bună, el o ia și el zburdă în continuu. Ați văzut când eram certat cu el, cum zburdam eu cu un pop-pop-pop și el era trist. După ce a servit micul dejun, le-am zis, o să vă duc astăzi să vă plimbați toată ziua. Au început, dar ne spui, nu. Din surpriză în surpriză. I-am lăsat copiii cu însoțitorii lor, cu profesorii, și eu am plecat cu echipa mea la Coaramița. Am Olteanu Ionela, Mariana, am 12 ani și sunt clasa 5 a 6-a. Părinții lui sunt buni, grijulii, mami cu tati îmi stasează lângă mine, mă lasă puțin, îmi vede că sunt concentrată la televizor și s-ar fi bine și mă gădi la asta, îmi place cel mai mult la ei. Chiar dacă nu avem prea mulți bani, noi suntem o familie fericită și unită. Tatăl meu este un om cu suflet mare și iubesc. Mama mea este o ființă iubitoare care ajută pe oricine. Și mai ales pe mine.
iubesc. Cea mai mare dorință mea este să fie părinții mei sănătoși și toată familia mea. Părinții mei sunt un exemplu pentru mine. Vreau să-l fac poliție, eu vreau să-l fac polițistă. Pentru că, mă uit, în România se întâmplă atât de multe și poliția nu intervine. Doar dacă se întâmplă o crimă, atunci intervine. Chiar dacă dai, faci o declarație că cineva te-a agresat, nu. Decât pune un ordin de restricție și poate să facă ce vrea. Atâta tot. Dar eu vreau să intervin, nu vreau să stau cu mâinile sân. Chiar dacă unii spun că nu o să ajungi așa ceva, să fii polițist este greu și trebuie să n-ai frică, dar eu merg mai departe. Doar dacă o să ajung în punctul de a crede eu că nu mai pot, de a fi ceva, dar nu, vreau să fiu tare și vreau să merg înainte, vreau să fiu polițistă. Uite ce frumos e. Wow. Bine ați venit, dragilor! Haide, mi-a fost chiar dor de Coana Mița. Te pup, Coana Mița. Te pup. Prietenul meu. Da, ce faci, drăguța mea? Coana Mița s-a bucurat, vai. Ce faci, drăguța mea, măcăță. Da, Marin. E mira vieții ei. Plec sau? E mira vieții ei. Am împăcat, Coana Mița. Să rămână. Ne-a primit, da, cu atâta entuziasm, vai, din stradă, pe jin, să ne întâmpine, chiar dacă ploua. Veselia ei mi s-a părut lipsitoare și din start, în gândul meu, am zis, o să ne simțim bine aici. Coana Mițu, avem o tabără de copii. Da. Și am vrea și noi, dacă poți, să ne ajuți, să le dăm o masă de prânz. Păi, pe dumneata, te pot eu refuza. Și tu m-ai ajutat pe mine, și eu te-am ajutat pe tine, dar... Să știi că de data asta am foarte mult de muncă. Eu nu muncesc. Știi că te iubește? Pe asta zic. Doar i-am spus că m-a încertat. S-a făcut ajutorul. Am plâns în fața lui Neamarin. Păi, băi, să te ierte. Am venit în genunchi să-l iert. Bine, bre! Îți dai seama, Coana Mița? Zice-mă că l-a aplicat nervos de la emisiune, s-a dus la asta acasă, că a zis că eu m-am încertat cu el și Coana Mița a început să plângă. Și a zis, cine tu te uiți în gura lui? Ăsta suferă de afecțiune. Ia, uite, ia. Cum v-a luat tăticul? Ăsta, dacă nu-i de afecțiune, plânge. Bagă strâmbe, bine, mai să le alumea în brațe, să-l pupe, să asta. Ia zic, Coana Mița, cum facem? Ce vrei să facem? Păi, haide să vă arăt. Ploua afară, era frig. Zic, ce să facem? Aici avem mobilierul, paturile le-am dus. Dar trebuie să ducem noptierile. În fiecare cameră. În fiecare cameră. Coana Mița asta ori ne aștepta, ori ne-a mărit, ne-a băgat limba în ureche, că a avut de muncă. Ia-o, Coana Mița, ia-o și Andreea de jos și du-le acolo. Haideți așa. Amici, prima oară. Da, luăm... Începea. Băi, luăm din astea mici. Și mergem cu ele. Hai, luăm toți. Alea mici. Nu mă face să dau cu asta. Le-ai dărâm mobila la o femeie. Băi, ia fiți atestat. I-am spus, băiatul, tati, tu te pricepi acum, că ți-ai terminat casa, ești specialist la mobilă. Domnul e ferește, asta deci nu l-aveți pereții, ușor cu alea mici. Tăiale mare. N-aș vrea să vă țup afară, că e frig. Noi am fost chemate înăuntru să fim puse la croșetat și împletit. Nu vrei să-mi dai mai bine să vă opresc ouă? Că tot ai multe. N-ar fi rău, dar ținând cont că sărbătorile de iarnă vin nouăle pascale, îți dau să faci un plovăr. Eu iau singur. Crezi că familia. Am mutat măsuțe, scaune. Trebuia să, de la etaj, să împărțim toată mobila. În fiecare ea are 7 camere avea, cred că mă înșel. A spus aiurea noptierele. De ce? Mi l-a pus parea mici. Vârcea a fost șeful nostru, șeful tuturor și îmi spunea, da, cu moda mică, acolo. Ia zi, domnul Liviu, unde îl pun? Așa, dragul meu prieten, mai încolo, așa, pe partea dreaptă. Mulțumesc să trăiți. La revedere. Și bineînțeles, noi l-am ascultat, dar a pus sau s-o la treabă cu noi, adică nu s-a ferit. Bă, felicitări, am înțeles că Andrei e însărcinată iar. Vorbim serios? Pentru ce ați vrut? Eu nu știu, mă, auzi, băi! Cum nu știe? Păi nu fi cu el. De asta nu știe. Ia, dracu, de bou să fii. Cum poți să spui că am un bou, dracu? Păi dacă nu știe... Uite așa, vezi? Uite, asta se face începutul. Dacă tragi de ele, adio, lână. Odată mi-a arătat cu Ana Mița și după aia știu cum e. Eu deja știu, pot să fac orice. S-a rupt. Păi ți-a zis să...
Aici nu pui mâna ca pe carne. Pui mâna pe fire. Acum. Ia, te rog, Andreea, să faci tu. Poate ai mânuță mai finuțe. Nicolae! Da, da, sunt aici. Veni și luați comode de astea. Da, da. Nicolae, nu mai trage chiorul. Nicolae, că s-a mare și vreo, te-am văzut, nu prea ți-a atât. De când ai venit, nu prea ți-a atât de mult. Da, așa. Nu prea. Când am ajuns la Conamița, eu mă așteptam ca ea să nu ne pună așa mult la muncă. Bă, incredibil, a profitat de noi. Păi nu-i de-a noastră, dar e mai mult de-a lui... De-a lui cine, mă? Ăsta, de se pe dealul ăsta pe aici, cum îi zice? Cum dracu zice că uite, e uite tipul numele. Zic, pă bune, e uite numele vreo tot timpul. Hai, apucă de asta, că e... Hai, bagă de șută, mai, bagă de șută. Mă, dragi, mă, așa, mă. Ia fă-i așa, să vede că mai și să faci masaj ca lumea. Da, păi ești aplecată moartă, fată. Mi-e foarte rău. Ce ai mâncat aseară? A, se dă lovită ca să nu croșeteze. Iubita mea, eu croșetez și cu minte și le fac croșet toți și vă pletez și despletez pe toți. Deci am avut treaba foarte mult astăzi la Coaramița. Am croșetat mult. Dar e mișto asta, să știi, cu croșetatul. Te relaxează. Și n-am arins ceva. Tu nu, tu știi, nu, n-ai cum, ești o divă. Uite-te. Nu? Păi da, ești o divă, pe bune. Da, da, uite, am crescut la țară, ia uite, fii atent. Și prin urmare, dragii mei, ia uitați, stați că mi-au ieșit ochiurile de aici, dar le bag imediat. Am rămas uimită, Andreea știe să lucreze. Deci Amarin, nu știu de ce credea el așa, că eu nu știu să fac nimic, dar eu știu, pe lângă să mulg vaca, lucru pe care l-am făcut ieri, eu știu și să croșetez și să-mi plătesc. Coanamița doar mi-a reamintit cum se face. Da, fetelor, vă lasă lucrați și mă duc sus să facem pac băieții. Uite cum îi mobilăm noi casa lui Coanamița. Ia să vedem, Neamarin. Coanamițo, du-te și verifică acolo. Am cărat la mobilier în toate camerele alea, de nu mai pot nici de mâini și nici de spate. Totul a fost ok, cu hai, cu alea, cu alea, cu alea, până la un moment dat când ne-a zis și saltelele trebuie să le luăm, să le ducem în casă. Uite ce avem aici. Trebuie lăsat un pic mai în spate. Mașina lui Neavică, mașina soțului Minței, blocase ieșirea dintr-un garaj. Dar de unde e moștenirea asta? Și cu Anamița a zis, Liviule, vreau ca tu să o scoți de aici ca să putem scoate în saltel. O dai măcar un pic în jos. Acelerează! Era o Dacia din 1977, dacă nu mă înșel, care e pornită foarte rar, nu prea merge. Apasă plană! Da, accelerează! Hai că tu ești doctor la astea, bă, la astea care pornește așa. Păi de-aia i-am dat-o. Ciocul tras la maxim, blană, blană. Ce vorbești? S-a chinuit Liviu să pornească această mașină? Nu o pornește. Lasă-mă, lasă-mă pe mine. Două secunde, nu am să încerc o dată. N-a pornit, că foarte greu. Acolo numai bărbatul meu o pornește. Nicolae! Ăla-i! Așa! S-a urcat Nicolae, a dat dodori și a pornit mașina. Eu nu puteam să o pornesc pentru că eu am mașină hibrid. A mea pornește electric. Adică Nicolae, dacă a avut toată viața lui cheie și daci și papuci, a pornit-o el. Că eu am oameni care cară, oameni care îmi pornesc mașina, oameni care îmi încălzesc scaunul. Doar știți. Bravo! Bravo, Nicolae! Nici nu mă gândeam că nu o pornești. Mi-a pornit Nicolae mașina, am stat de un pic pe acolo. Ăsta tot zicea, lasă-o mă, că o să când are frâne, n-a intră în antăia asta. Dă-i mă un pic, când ne-am plimbat noi cu ticul ăla, mai ții minte când ne-am plimbat noi, dă-i. Mamă, poate rupe ăla mașina, nu ne pic. Rămâne fără benzină, boule! Făgămeș! Gura! Casa groază e castelul lui Dracula, la Bran. De unde se trage stră bunicul lui Neamărin? Și sincer, nu mi-a fost frică. Scârbă, ce ești după că mi-ai s***? Mort. Aleu, mă, că mă... Efectiv, de la fel, e frică.